Mă scuzați, s-a întrerupt. Deci vom continua cu Zodia Leu. Leii, la începutul anului 2019, vor avea un nou obiectiv, un nou țel care le va schimba viața, le va aduce noi responsabilități. Și sunteți motivați să faceți acest lucru, dragii mei lei. Pentru Fecioară. Fecioara, la începutul anului 2019, Fecioara parcă are nevoie de liniște sufletească, parcă vă îndreptați către un dialog cu Dumnezeu. O parte dintre voi, nu toate fecioarele, însă dacă aveți o decizie de luat, parcă merge să cereți sfatul unei persoane mai în vârstă și această persoană vă va ajuta. Haideți să continuăm cu Balanța. Balanța, la începutul anului, s-ar putea să își dorească o schimbare, o schimbare de locuință, să se mute undeva, să își cumpere ceva nou. Dar ceva legat de asemenea de o moștenire, dar va fi, cu părerea mea, cu noroc, o bogăție, o intrare de bani. Rezolvă ceva, dar vom detalia pe pagina mea de Facebook dacă vreți să aflați mai multe detalii. Continuăm cu Scorpionul. Scorpionul, la începutul lunii ianuarie, se găsește înconjurat de prieteni. Face anumite proiecte în echipă, benevolat, își dorește foarte mult să-i ajute pe cei din jur și se va simți foarte bine în prezența prietenilor. Mai departe, pentru Săgetător, Săgetătorul își dorește să, parcă la începutul anului 2019, să-și facă un proiect despre o călătorie, să se mute în altă parte, în altă țară, sau mai văd că unii dintre dumneavoastră, unii săgetători, parcă veți avea unele obstacole, vreți să faceți ceva și veți avea unele obstacole, poate cei din jurul vostru vor încerca să vă destabilizeze și atunci